Peste fața ta este slava lui Dumnezeu. Ai văzut că oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu strălucește? Te uiți la fața oamenilor care, bă, ăsta parcă-i pocăit. Nu numai după haine, după față, pentru că e altă față. E o strălucire pe față, pentru că peste tine, peste viața ta este slava lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ți-a pus Dumnezeu la dispoziție slava lui. Ți-a pus Dumnezeu la dispoziție călăuzire. Și auziți focul care în afară că te încălzește. Știți ce făcea focul acela? Lumină. Atunci când... Și dacă vrei acum să spiritualizăm puțin, pentru că unii zic, bă, când intri în foc, bă, Dumnezeu te încearcă, dar întrebarea mea este, mă, nu știe Dumnezeu cât poți tu și eu? Are nevoie Dumnezeu să ne încerce? Focul te luminează. Când Dumnezeu te bagă în foc, când Dumnezeu vorbește de foc, focul are un țel și anume să ne lumineze, să-L cunoaștem pe Domnul, mări să fie Domnul. Două lucruri care le-a pus la dispoziție. Lumina. Eu sunt lumina lumii, spunea Domnul. Cine mă are pe mine nu va umbla în întuneric. Și călăuzire, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Între Egipt și Canaan este pustiul. Și Dumnezeu, știți unde era? La Sinai. Și ca să ajungi în Canaan, prima dată trebuie să treci pe la Sinai. Și ca să ajungi la Sinai, trebuie să treci prin pustiu. Și ei au trebuit să treacă prin pustiu. Nu e așa că viața ta de multe ori e ca un pustiu? Știi că lumea aceasta reprezintă pustiul în care tu ești și eu sunt? Că de multe ori în pustiul tău, deși ești înconjurat de lume, parcă ești singur. Și ca un pustiu, nu te înțelege nimeni. De ce Dumnezeu ne duce în pustiu? Păi în pustiu, spun eu ceva, nu poți să semeni, nu poți să seceri, nu poți să faci absolut nimic. Ești la mila lui Dumnezeu. Dacă vrea să-ți dea să mănânci, mănânci. Dacă vrea să-ți dea apă să bei, bei. Dacă vrea Dumnezeu să îndure de tine, o face. În pustiu nu mai poți să faci nimic. În pustiu trebuie să înveți un lucru. Și Dumnezeu a vrea asta. A zis, vreau să merg cu ei prin pustiu, pentru că ca să ajungi la Sinai, trebuie să treci prin pustiu. Vreau să te întreb ceva. Vrei să ajungi și tu la Sinai? Lăudați să fie Domnul. Vreau să te întreb ceva în seara aceasta. Vrei să ajungi pe muntele Sinai? Pentru că acolo era Domnul. A zis, adu-i la mine unde? Aici. Să mi se închine mie. Domnul te așteaptă pe muntele Sinai. Lăudați să fie Domnul. Ți-a pus la dispoziție norul și focul, lumina și călăuzirea. Dar de multe ori umblăm în întuneric. Ca și când nu avem lumină. Ca și când nu înțelegem lumina. Și ca să ajungi la Sinai, ai nevoie de călăuzire și ai nevoie de lumină. Ca să intri în Canaan, trebuie să înveți în pustiu cum să trăiești. Pentru că legile și învățăturile le-au primit înainte să intre în țară. Nu puteau să intre în țară pentru că ei nu erau încă instruiți de Dumnezeu. Și la Mara n-au putut să bea apă, că era apă amară. Dar de ce i-a dus Domnul la apa mare? Vreau să spun ceva, chiar dacă noi ne strămutăm, chiar dacă în seara aceasta oamenii aceștia ies curați, știți că din cauza vieții care ai avut-o și am avut-o și răul care ți l-a făcut oamenii, de multe ori avem amărăciune în inimă. Te-a disprețuit. În casele noastre de multe ori, soție disprețuiește pe soț, soț disprețuiește soții sau copii. Și intră în inimă amărăciune și cui să-i zici? Cui să-i spui? Viața de multe ori este așa de rea cu unii, așa de grea cu unii și strânge amărăciune, cum a fost și cu Iosif, vândut de frați. La ce a făcut Iosif? Să ajungă rob? Parcă viața e nedreaptă de multe ori. Doamne, dar alții fură, bea, înjură, face, face, face și tot le merge bine, dar mie? Pentru că cu tine are Dumnezeu un plan. Lăuda să fie Domnul. Și auzi, frumusețea știi care este? Că chiar dacă ei au început să cârtească la Mara, pentru că apa era amară, nu era bună și nu vreau să intru aici ce înseamnă apa și apa, bineînțeles, este Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. O apă curată, El a zis, nu? Dacă însetează cineva să vină la mine și să
să bea. Depinde de unde bei. Dacă nu bei de aici, nu ne gândim doar la frați. Doamne, mă hrănește pastorul. Bun, când? Duminica, joia, cât? O jumătate oră. În fiecare zi trebuie să bei apă. Poți să bei apă, să nu bei apă o zi? Dacă zicem, hai să stăm în postul lui Estera, frate, e greu cum să nu beau 3 zile apă. În fiecare zi ai nevoie de apă. De când n-ai mai băut apă? De când n-ai mai băut apă? Cu ce apă te hrănești? Cu ce apă? Ce apă bei? Apă a bârfii. Știi că e o apă a bârfii. O apă a mărăciunii. O apă a urii. Și bem ape amare. Bem ape amare. Dar în seara aceasta Domnul va schimba. Dacă ți-a plăcut, nu o să-ți mai placă. Că atunci când bei o apă bună, știi ce zici? Vreau apa aia bună! Mări să fie Domnul! Nu mai-ți place apa aceea mare. Mie, să vă spun o ilustrație. De câte ori mă duceam la munte, din munte, este pe șosea, când mergem la munte, era o țeavă de asta și curgea apă de aia direct din munte și era foarte rece. Și băgam acolo de câte ori ziceam să bem, luam o sticlă și când beam apa aia, era așa de rece, răcoritoare și ne plăcea așa de mult că ne luam și pentru acasă câteva sticle. Era o altă apă! Nu era apă și la ghiuvetă, dar aia era, de ce? Era apă direct din munte. Măriți să fie Domnul. Și face diferența în noi, binecuvântat să fie Domnul. Nu toate apele sunt la fel. Și apă nu înseamnă numai pastorul de aici. Apă înseamnă orice om care te intersectezi cu el în viața ta. Binecuvântat să fie Domnul. Și Domnul vede că era amară apă și face ceva, Domnul face ceva. Și în seara aceasta Domnul vrea să facă ceva, dacă ai amărăciune în inima ta. Dacă ai trăit cu amărăciune până acum, în seara aceasta Domnul îți dă soluția. Mări să fie Domnul. Și Moise strigă la Domnul și Domnul știe ce zice lui Moise. Moise ia un lemn. Și ce reprezintă lemnul? Zice Biblia, blestemat să fie omul care este atârnat pe lemn. Când a aruncat lemnul acela, ce s-a întâmplat? S-a schimbat acea apă. Când intră Hristos în viața ta, în viața lor, lăudat să fie Domnul, se schimbă acea viață. Chiar dacă vinul a fost bun până acum, chiar dacă ai fost un om bun până acum, mări să fie Domnul, când face Domnul ceva, devine și mai bun. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și auziți, după ce le face apa bună de băut, că asta face Domnul, când tu nu ai soluție, El îți dă soluția. Și soluția pentru El era un lemn. De multe ori noi nu ne mai gândim la soluții. De multe ori noi ne uităm doar la probleme. Și ei au început să țipe la Moise. Ce facem când avem apă? Ce facem când avem mâncare? Ce facem aici? Și Dumnezeu întotdeauna a găsit o soluție. Mări să fie Domnul! În seara aceasta, soluția ta nu este omul, nu este înțelepciunea, nu este banii. Soluția ta este Iisus Hristos. Mări să-i fie numele! De aceea se botează. Nu mai căutați soluții la oameni. Căutați soluții la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul.